perfect, am înțeles că de la ochelari ăștia nu se poate opri din dans. Dacă îi dai jos... Deci, Cătălin, dacă îi dau jos și țipunții, eu o să ai aceeași stare pe care o am și eu. Euforică! Aha, perfect. Deci, mamă, mi-e și frică, mă apuc că dansul acum pe aici prin platou. Dar vreau să te întreb ceva. Ochelarii ăștia de la tine au ajuns la colegul Nicolăină. Da, da. Și Nicolăină efectiv face o isterie totală cu tot felul de staruri și de vedete care dansează pe lângă mașină. Culmea, știi ai cui sunt ochelarii Cătălin? Nu spune când sunt ai lui Natanticu. Nu, e mai ghicește. E cineva din familie, îți dau un hint așa. Soacră, da. nu, mai încearcă. Nepoata. Da, exact. Nepoata. Sunt ochelarii lui Nali. I-am luat pentru ziua ei de la prietena mea, Alexandra Timofte. Da. De când mi-am pus la ochi la ziua ei, s-a transformat totul. Când ți-i pui, intri într-o lume din asta, exact. De bar, de energie, vezi totul roz. Da. Dans, adrenalina. Deci, de la ochelarii ăștia. Da. Se găsesc de comandat pe internet, poate vrea lumea să-și ia ochelari de ăștia și să înceapă să danseze. Sunt unici, dar putem bagi, să... Vezi că mă bag, dar băgăm de alea din anii 80, Nicolăina. Cu pasă de mână. Da, să știi că arăți foarte elegant și arăți foarte bine. Și acum, cum să ne adresăm? Lizi Natanticu sau Eliza Natanticu? Că m-ai zăpăcit. Dragul meu, uite să le spun și telespectatorilor, eu sunt Eliza Georgescu. Aruncă-l, dă-l, dă cu el. Natanticu! Și așa o să rămân. Pe așa mă găsiți pe YouTube și pe Instagram și pe unde vreți deci voi. Deci gata, a dispărut Lizi. Lizi este numele meu, cum ar veni, pentru prieteni. Așa îmi spun cei de acasă, familia, la la la. Deci Eliza. Dar Eliza, pentru că pe numele ăsta am foarte multe filmulețe, videoclipuri și așa oamenii mă caută și mă găsesc mult mai rapid. Eliza Georgescu, Natanticu. Vă rog frumos, doamna Georgescu, să luăm un loc. Mulțumesc frumos. Nicolăina. Stai că mă duc la butoane, stai așa. Te duci la butoane. Bravo, Nicolăina. Bravo, mă, Nicolăina. Arăți foarte bine oricum. Trebuie să spun chestia asta. Natanticu, ce face? Natanticu e bine, Cătălin. A plecat, are turneu prin țară. La valiera, da, se aude, da, da, da. Se aude? Nu se aude, se aude. Da? Nu se aude de la burtieră. De la, nu burtiera mea. Da, da, nu de la burtieră. Ia zi cu ceva. Așa, 2-2-2. Perfect, acum am. Ne da. Altceva, bine, așa. Uh-huh. Deci Natanticu? Natanticu este plecat în turneu, Cătălin, prin țară, cu spectacolele lui de stand-up. Și eu am deci rămas acasă. Da, sunt singura acasă și mi-am făcut de cap, am făcut muzică, vin cu piese noi. Adică de când e plecat el? Păi are vreo 2 săptămâni în care a plecat, s-a mai întors, na, se perindă. Când se mai începe la Timișoara, nu știu ce, se întoarce, na. Și în perioada asta cum e? Adică te-ai obișnuit așa fără el? Păi el m-am obișnuit, dar e bine că am și eu ce să fac. Știi, adică și-am ocup timpul. Mai mă duc la studio, ți-am zis că fac piese noi, pregătesc acum surpriză, clip nou pe 5 octombrie, piesa aia de care tot spuneam deci eu. Deci pe 5 octombrie ne așteptăm de la Eliza Georgescu, Natanticu, da. La ceva. Eu zic numele complet ca să știi lumea că așa știi și pe Instagram și pe Facebook și pe YouTube, da? Corect, așa să fie. Așa. Fii atent, vreau să-ți dau o provocare. Ia spune-mi. Aoleu, de asta e așa. Pentru că de asta te-am întrebat dacă te simți bine că Natanticu în perioada asta nu mai prea vine și trebuie să ne facem de cap, am adus niște șaturi. Dar ce e acolo? Adică ce șaturi? Trebuie să te anunț de la început că sunt fără alcool. Păi da, așa ne-am înțeles noi. Iartă-mă. De fapt, așa spunem la televizor. Ok, înțelegi? Ok, dar fără alcool. Nimeni. Perfect, glumesc, bineînțeles. Și nu trebuie să rostești în absolut tot ce vorbim noi aceste cuvinte pe care le vezi aici pe hârtie și pe care bineînțeles și... că și cei de acasă o să le vadă pe burtieră. Deci n-ai voie în tot ce vorbim noi să spui și să mă am de la că și pentru că dacă ai spus cuvântul ăsta pac, bei un șat. Bea un șat. Mamă, dar de să înțeleg că șatul este din lămâi. Ai și faia în față ca să te concentrezi, da? Și amândoi, deci și eu nu, și tu. Nu, eu nu, tu ești aici. De ce? Pentru că eu trebuie să fac, eu trebuie să te aduc în capcana asta încât tu să bei șaturile. Începem, da? Ok. Perfect. Ești ok, da? Da. Ești bine, 100%, da? Perfect, da. Eu mă uit acum cu ochii în foaie ca să fiu sigură că... Perfect. Acum tu povestește-mi. Deci acum nu, că chiar că vreau să vorbesc de tine și de viața ta și de tot. Zi, ce vrei să știi? Să, ai zis să. Hai, bea șatul. Șat, ai zis să. Să și. Să știi. Nu, să. Doar să. Să. Foarte acre. Doar să. Foarte acres. Aoleo, deci să, nu cred. Hai, șat. Dar dă mai tare, mă. Oh sunt my God. Acre. Ce multă vitamina C, multă vitamina C. E bună vitamina C, dar nu acum. Ești bine, da? Da, sunt foarte bine. Sigur, da? Da, sigur. Continuăm, da? Mergem mai departe. Gata. Zim, la studio ai fost săptămâna asta? Da, fac muzică. Maxim
mișto. Acum trebuie să vorbești așa, nu te mai tot... voi! Păi, acum trebuie să fii așa destinsă, n-ai nicio treabă. Asta crezi tu, când am nicio treabă. Dar eu sunt cu ochii în această foaie. Zi-mi când vine Nathan Timpu, când se întoarce din turneu. Mâine? Mă întreb pe mine? Mâine cred că vine, da. Perfect, dar nu te mai uita așa, cred că e gata, l-ai notat pe astea și le știi. Nu știu ce să zic dacă... Cățelul, ce mai faci cu cățelul? Spune. E foarte bine, e acasă. Da. L-am plimbat după mine. Și? Ce să vă mai zic? Ai fost atent? Ce? 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 Ai zis ce? Nu, am ce zis ce m-a? Să vă mai zic, băi, alo. Să! 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 A, ai zis bine. Să! Ce să vă mai zic? Mai beam cușat. Na! Haide, haide, asta e, asta e regula! Cătălin! Deci mă... Eu nu mă mai joc cu tine, că mă trage în capcane. Crede-mă, doctorul Mihail o să vină imediat și o să spună că tu dacă consumi foarte multă vitamina C, nu e absolut nicio problemă, pentru că sunt șaturi de lămâie. Sunt extraordinare. Și să vezi și energie o să ai după ce vine Nathan Timpu. Abia aștept. Gata, hai. Da? Da. Ești concentrată? Gata, hai că mi-a revenit. Și că toată lumea așteaptă să te vadă și pe tine, mămică. Da. Tare îmi doresc. Dar... Să fiți atenți, mă, da? Dar nu acum. Muzică now. Bebe speak in Romania. Later. Ia-i foaie. Îți place jocul nostru? E superb. Da, mă bucur că ce ai zis, Nicolaina? Chiar... Gata, ținu minte ea alea din față, ca să nu se mai uit. Ce? Da, mă, ai dreptate, no. Corect, le-a văzut odată și să mă uite, la... mă, frate, băi, vă jucați dur, mă. Noi jucăm dur, mi se pare firesc. Zi, ești însărcinată? Nu era nu pe foaie, nu? Da, e? Nu. De aici unde te duci? Mă duc... Mă! Te văd! Shot! Nu! Multă la mine. N-ai voie să folosești, uite, oamenii văd de acasă cuvintele afișate pe burtieră și îi strigă de acasă, a zis, mă, să bea shot-ul, să bea shot-ul. Dar știi ce se întâmplă? Mă uit la tine și am energia așa fantastică și la un dat mă vrăjești așa și eu îți răspund la întrebare cu subiect și pridicat și asta greșesc, da? Ia shot, să mai... shot, mă mai la tine. Shot. Mamă! Oh my God! Oh, ah. Și de-abia începutul. Ce mă, e acru? E acru, da. Vrei să guși tu? Nu. Zim ce mai mi-ai povestit de cățelul tău ce mai face, dar am uitat cum îl cheamă. Tyson. Și acum e singur acasă? Mike Tyson. Da, acasă, cu minte. Am mai făcut vreo trăznaie ceva? A fost Don Juan și... Și este, mă! Nu mi-am dat seama, trebuie să folosesc propoziții scurte, lungi. Fără nimic, deci gata, hai că hai, și fac. Shot. Shot după shot. Mamă, Cătălin, deja m-am îmbătat cu lămâie, cu atâta lămâie. Exact. Nathan Timpu, mâine vino și tu mai repede. Așa. Să continuăm. Deci a fost Don Juan? Don Juan la maxim. La! Și iarăși! Shot, bă, shot, no. Shot! Hai! Oamenii de acasă văd afișate prepozițiile pe care n-ai voie să le folosești. Ai zis la și la maxim. Două trebuie să bei. Hai! Est-ce que je parle français, Cătălin? Nu. Je ne sais pas. Je parle français, je ne regret ni rien. Fac vitamina C. Dar joacă corect, mă, Eliza. Nu mai zic Lizzie, nu? Beton. Zi ce ai făcut de când te-ai trezit că ai întârziat. Zi, unde ai fost? Întârziat? Da, da, să vezi ce a făcut. De ce ai întârziat? Condus, spălat, machiat, îmbrăcat, aici, trafic, întârziat. Stai că s-a prins. Se uită lumea la tine și zică, bă, Eliza, ce-a pățit, adică... Prea multă vitamina C. Da, corect. Da, să știi că îți vine foarte bine consumul ăsta. Mulțumesc. Cum e ultima ta piesă? Arde. It's the name. Așa. E scrisă de... De. Era de? Da. De. No! Shot! Nu! Deci, băi, termina asta, nu-i corect. Shot! Nu se poate face spre doză de vitamina C. Merge, crede-mă, nu e absolut nicio problemă. Doctor Mihail ne poate spune că nu e. Oh my God! Shot, oh my God, asta e! Puteți să încercați și dumneavoastră jocurile astea acasă, doamne, oameni buni, pentru că... Nu o să vă mai bolnăviți niciodată, oricum, stați liniștiți după asta, prea multă vitamina C, sunt... O să fiu bine până la anul viitor, câtă vitamina C mi-am luat acum. E bine. Da, hai, zice mai departe.
Nu, că nu, nu mi-a zis așa. Zi-mi cum se numește piesa asta, că n-am înțeles. Arde. Arde și? Cum sunt versurile? Mișto rău. Zi-mi un pic. Zi prima strofă. Da. Hello, baby. Așa. Spune-mi ce fac ai. Ce? Nu pot să... Nu pot să, deci să n-am deci nevoie. Șat. Deci e, joci murdar deja. Adică mă iei cu versurile piesei cu astea și eu. Mă gândeam cum te atrag în capcană, că ai o mașină cu genială. Hai, șat, da, avem ce să facem, Eliza, asta e. Jucăm corect. Doamnelor și domnilor, nu m-am gândit că o să iau atât de multă vitamina C astăzi. Cătălin, pentru tine. Mulțumesc mult de tot. Și o ultimă întrebare și gata, te las că mai avem treabă și ai și tu treabă, trebuie să la studio. Inelu, n-am înțeles de unde l-ai. Cos. Cum? Cos, dragoste. Nu mă, lasă, de unde, cum, cine, cum l-ai primit sau cum? Cerere, mult, back, time. Cerere, nu înțeleg nimic. Cerere, propunere, digițel, inel. Cine tu? Iubire, Cosmin, eu. Și unde ați fost? Unde s-a întâmplat? Grecia. Și cum s-a întâmplat? Foarte mișto! Adică? Aventura vieții noastre! Adică? Îți zic altodată! Joacă bine, Elizi, gata, nu mai putem să o păcălim. Eliza Natanticu, oameni buni. Eliza Georgescu Natanticu, căutați-o pe Instagram, Facebook, YouTube. E o fată de nota 10 și practic Nicolaina, oameni buni, are ocazia să devină star pentru că i-a dat Lizi, Eliza acești ochelari și el a început să danseze de nebun. Nu că înainte nu dansa, dar acum a luat o rază, nu mai putem controla. Clar. Îți mulțumim mult. Mulțumesc din suflet, Cătălin. Și te mai așteptăm, nu? Normal. Dacă mă primiți cu piesa, vin. A zis mă. Asta mă, să mai da. Dacă mă primiți cu piesa, nu mai trebuie să le iei. Nu, ultimul, asta e. Deci, joc cu tine, show cu tine. Dar joacă, să nu veniți la jocul ăsta. Show cu tine. Hai, noroc, să fie într-un ceas bun. Bine. Yay, bea și el. E de lime. Zi cum e, hai.